Articulațiile sănătoase și mobile sunt fundamentul activității umane. Problemele legate de funcționarea articulațiilor sunt adesea asociate cu lipsa de colagen, o proteină esențială a țesutului conjunctiv. De ce mobilitatea articulațiilor se deteriorează, cum să ne menținem activi și apți de muncă pe termen lung și cum să stimulăm producția de colagen în organism sunt aspectele discutate în acest material. Articulațiile. Articulațiile reprezintă locurile de conectare ale oaselor. Fiecare articulație are cel puțin două suprafețe articulare ale oaselor, acoperite de cartilaj. În jurul acestei conexiuni se află o capsulă articulară, iar în interiorul articulației există un spațiu denumit cavitate articulară, în care se găsește lichidul sinovial. Această structură permite efectuarea diferitelor mișcări, menținerea poziției corpului și protejarea organelor interne și a creierului de șocuri. În corpul uman există aproximativ 360 de articulații. Cea mai mare este articulația genunchiului, iar cea mai mică este articulația oaselor din urechea internă. Țesutul conjunctiv care formează articulațiile este alcătuit în principal din colagen. Colagenul este cea mai răspândită proteină din organism, fiind compus din fibre care se împletesc strâns pentru a asigura rezistență și elasticitate. Rolul colagenului și impactul lipsei acestuia atunci când colagenul este insuficient, mobilitatea articulațiilor este limitată, iar riscul de traumatisme, modificări degenerative și inflamații crește. Colagenul este produs în organism din aminoacizii obținuți în urma digestiei proteinelor animale. Deficiențele articulațiilor pot fi cauzate fie de lipsa aminoacizilor esențiali, fie de încetinirea sintezei de colagen. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția de colagen scade, ceea ce poate duce la dureri și rigiditate în articulații. Cauzele restrângerii mobilității articulare Limitarea mobilității și senzația de rigiditate în articulații nu sunt doar consecințe ale scăderii producției de colagen, ci pot fi provocate de multiple cauze. În multe cazuri, această limitare a mișcării este rezultatul unui proces patologic complex, în care sinteza colagenului joacă un rol important. Alte cauze includ traume, contuzii ale țesuturilor moi, rupturi ale ligamentelor, fracturi osoase, luxații, leziuni ale mușchilor sau pielii din cauza arsurilor sau rănilor, tulburări de circulație a sângelui, tromboze, ateroscleroză, afectarea nervilor, nevrită, compresia nervilor. Inflamații specifice și secundare ale articulațiilor, care pot fi cauzate de infecții microbiene sau de afecțiuni autoimune, când sistemul imunitar atacă articulațiile. Tulburări degenerative ale structurilor articulare din cauza deficienței de minerale și vitamine. Menținerea unei poziții fixe pentru o perioadă lungă de timp, provocând tensiune în anumite grupe musculare și articulații. Defecte congenitale și inflamații de asemenea, există și defecte congenitale care pot afecta articulațiile, cum ar fi torticolisul, datorat subdezvoltării mușchilor gâtului, displazia șoldului, piciorul strâmb, rezultat al formării anormale a articulațiilor membrelor inferioare și păstrarea membranei dintre degete. Cele mai frecvente afecțiuni ale articulațiilor sunt cele inflamatorii și metabolice, care duc la dureri și la restrângerea mișcărilor. Artroza și artrita aceste două afecțiuni care afectează mobilitatea articulațiilor pot apărea atât individual cât și împreună. Artroza reprezintă o modificare degenerativă a articulațiilor, afectând suprafețele și cartilajele articulare. Cauzată de tulburări metabolice, artroza se manifestă prin subțierea și scăderea densității cartilajului, reducerea cantității de lichid sinovial și apariția neregularităților și excrescențelor pe suprafețele osoase ale articulațiilor. Simptomele artrozei includ. Zgomote precum trosnituri sau pocnituri la mișcare. Durere apărută în timpul mișcării sau la schimbarea poziției. Limitarea mobilității din cauza senzației de disconfort și durere. Artrita, pe de altă parte, este o inflamație a articulației cauzată de agenți infecțioși sau alergeni. Simptomele locale includ umflarea articulației, înroșirea pielii deasupra articulației, încălzirea zonei afectate. Cum putem susține sănătatea articulațiilor? Pentru a menține articulațiile sănătoase și active cât mai mult timp, este important să respectăm anumite reguli. Respectarea acestor recomandări vă va permite să duceți un stil de viață obișnuit la orice vârstă. Acestea sunt destul de simple și nu necesită cheltuieli suplimentare. Implementarea lor depinde doar de persoană și nu necesită echipament special și costisitor. Iată ce măsuri trebuie luate pentru a proteja articulațiile. Monitorizați alimentația. Dieta trebuie să includă alimente bogate în calciu, vitaminele C și D, antioxidanți, acizi grași sănătoși și substanțe care blochează enzimele ce distrug cartilajele și reduc inflamațiile, precum și aminoacizi necesari pentru sinteza colagenului. Sunt benefice pentru articulații fructele de pădure, semințele și nucile, ardeiul roșu iute, ananasul și roșiile, peștele oceanic, produsele lactate, ouăle, leguminoasele și toate tipurile de varză. Alimentele care ajută la refacerea colagenului includ bulionul de oase, piftia, organele de animale și păsări, marmelada și jeleurile. De asemenea, este bine să limitați consumul de alimente grase, produse rafinate, dulciuri, alcool, semipreparate și conserve. Controlați greutatea corporală. Excesul de greutate îngreunează funcționarea articulațiilor și crește sarcina pe articulațiile coloanei vertebrale și ale membrelor inferioare. Este necesar să luați măsuri de îndată ce greutatea corporală depășește valoarea recomandată, calculată în funcție de înălțime, sex și vârstă. Nu ignorați primele simptome. Dacă apare disconfort sau durere la nivelul articulațiilor, acționați imediat pentru a preveni agravarea problemei. Dacă senzațiile neplăcute persistă, consultați un medic pentru investigații. Diagnosticarea precoce vă poate ajuta să scăpați rapid de problemă. Nu renunțați la activitatea fizică. Mișcați-vă mai mult, dar respectați o măsură rezonabilă, evitând eforturile mari și antrenamentele prelungite. Efectuați exerciții speciale pentru a menține funcționalitatea articulațiilor afectate. După perioadele de inactivitate, reveniți treptat la ritmul obișnuit. Controlați postura și evitați pozițiile prelungite. Dacă stați mult timp așezat sau repetați aceleași mișcări, faceți pauze scurte, schimbați poziția și mișcați articulațiile implicate. Purtați încălțăminte confortabilă și evitați răcirea excesivă. Îmbrăcați-vă adecvat condițiilor meteorologice, acordând o atenție deosebită protecției extremităților. Exerciții pentru menținerea sănătății articulațiilor Gimnastica medicală este una dintre cele mai eficiente modalități de a preveni limitarea mobilității articulațiilor. Exercițiile ajută la menținerea și restabilirea mobilității articulare prin îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea tonusului muscular și creșterea elasticității ligamentelor și tendoanelor. Este recomandat să consultați un medic înainte de a începe un program de exerciții. Dar multe exerciții simple pot fi efectuate acasă, fără ajutorul unui instructor. Exemple de exerciții. Pentru coloana cervicală, înclinarea capului în lateral și rotații. Dacă aveți probleme cu coloana cervicală, evitați aplecarea capului în spate. Dacă apar amețeli, întrerupeți exercițiul și reluați-l mai târziu. Pentru umeri, ridicați umerii către cap, țineți câteva secunde, apoi lăsați jos. Alternați acest exercițiu cu rotații ale umerilor înainte și înapoi. Pentru coate și încheieturi, efectuați mișcări circulare. Pentru mâini, închideți și deschideți pumnul, întinzând degetele la maximum. Pentru coloana vertebrală, Efectuați rotații ale trunchiului spre dreapta și stânga cu mâinile la ceafă. Pentru șolduri, faceți mișcări de balans cu picioarele drepte, în față și în spate. Pentru glezne, întindeți piciorul în față, apoi aduceți-l înapoi din poziția șezândă. Pentru genunchi, îndoiți picioarele la genunchi, atât în poziția șezândă, cât și în poziția stând în picioare. Aceste exerciții contribuie la creșterea fluxului sanguin și la stimularea producției de lichid sinovial. Gimnastica poate ajuta la restabilirea mobilității articulațiilor, însă nu este recomandată în perioadele de agravare a durerilor. În cazul în care apar dureri severe sau umflături, opriți exercițiile și reluați-le doar în perioada de recuperare sau pentru prevenție. Utilizarea tuturor acestor recomandări în mod integrat vă va ajuta să vă mențineți mobilitatea și sănătatea articulațiilor, indiferent de vârstă sau după o accidentare sau boală.